Știai că un singur exercițiu poate transforma modul în care atleții își construiesc masa musculară? Hai să descoperim care e secretul. În acest videoclip vei învăța cum un atlet olimpic a schimbat regulile jocului în antrenamentele pentru masă musculară, folosind genuflexiuni, pus la piept sau trageri din podea. Mulți atleți se confruntă cu dificultăți în a-și maximiza câștigurile musculare, adesea bazându-se pe metode de antrenament învechite, care le limitează potențialul. Dacă nu aplici tehnici corecte, chiar cele mai intense antrenamente pot să nu aducă rezultatele dorite. Azi vom descoperi cum următoarele exerciții executate corect pot accelera creșterea masei musculare și îți pot transforma corpul. Hai să începem! Hai să vedem ce fac tot. Parte din încălzire, un exercițiu de haltere, 50% din ce am mai făcut în trecut PR. 3 clean-uri. Cu 3 jerk. Și hai să vă arăt pe ce mă concentrez eu astăzi. Deci dacă în videourile precedente am învățat cum plecăm cu bara de pe sol corect, cum o coordonăm pe lângă corp, cum o așezăm pe umeri, în videoul ăsta de azi, aici, deci ai ajuns în front rack, ok? Cu coatele relativ sus, cam ca la front squat, ok? Aici. Însă pentru jerk, trag aer și mă poziționez aici. Duc coatele sus, ok? Chiar smâjinez un pic, smâjinez un pic bara aici, pe gât. Ce să facem, mai? Ok, deci am ajuns aici. Și de aici feresc capul, bara merge drept în sus și am blocat aici. Ok? Mare atenție să nu cumva să-mi dau cu bara în barbă. Nu că nu s-ar fi întâmplat până acum vreodată. Da, îți dai și pe aia. Deci, am venit cu bara aici, am respirat coatele sus, m-am poziționa pentru următoarea mișcare. Bac. Și am făcut repetarea. Și dacă vă place tipul ăsta de conținut, nu uitați să dați like și să vă abonați la canal și lăsați un comentariu. Interacțiunea ajută algoritmul foarte mult și atunci informația o să ajungă la mai mulți oameni. Am mai pus niște greutăți și hai să vedem ce trebuie să fac acum. Bine, eu știu, normal. Am mai făcut înainte un pic. Însă am așa, niște clean pulls, da? Trageri din podea, cum să le traduc altfel. Însă, niște chestii pe care nu le-am mai făcut de mult, cu slowdown. Tragerile astea de la sol, clean pulls, cu coborârea lentă a barei, fac simultan mai multe chestii. Fără îndoială, îmi activează și pun la lucru mușchii spatelui și ai picioarelor. Lucru aici cu greutăți mai mari, îmi dezvoltă perfect forța, mai ales atunci când acest element al exercițiului este urmat de faza precedentă de viteză și explozie musculară. De asemenea, prin coborârea lentă a unei greutăți mai mari, unghiurile se lucrează foarte bine, deoarece, într-o mișcare incorrectă de coborâre, un sportiv își va pierde pur și simplu echilibru. Este important să-mi mențin și urmăresc poziția trunchiului, să mențin sub control picioarele și să mă concentrez ca brațele să fie relaxate. N-am mai văzut. Vă zic imediat și de ce. Aseară m-am antrenat la clase și am avut cardio, picioare, rower, double unders, nenorocit.
Sau chiar dacă a fost ușurel, n-am mai făcut de mult. Și mi-a fost greu și acum văd cum mi-au rămas picioare oboste. Ce vreau să zic, dacă sunteți abonați la canal deja, nu uitați să vă porniți notificările ca să vă anunțe platforma când postez câte ceva. Hai să vedem dacă vor ieși acum 10 bucăți. În ceea ce privește durata recuperării corpului după un astfel de exercițiu, asta ar trebui planificată în program doar în perioada de pregătire și nu mai des de o dată la 2 săptămâni. M-am nenorocit. Nu mai fac. Adică nu mai fac. N-au ieșit 10 și nici nu mai. Mai am de crescut. Încă mai pun încă 10 kg. Și mai am de făcut una singură. Ăsta le-am făcut mai mult în celălalt ciclu. Din pull and squat cycle, tot de la Torocti. Avantajul e că îți dă forță explozivă bună. Dar în ăsta, nici nu știu, cred că ăsta e al 15-lea antrenament din programul ăsta. N-am mai făcut deloc. Hai să dăm o bucată cât mai încet posibil. Ia să dacă pot să o duc încet în jos, cam în 5 secunde. Ia. Una, două, trei, patru, cinci, șase. Hai că a fost bun. Gata cu ăsta, trei la următorul. Bun, acum că trecem la următorul exercițiu, e vedeta pentru ziua de azi. O să discutăm un pic despre el înainte și cam care e treaba cu chestia asta. Este un exercițiu de forță, respectiv genuflexiuni cu bara în spate. Ce e diferit la asta versus exercițiul cu bara în față? La genuflexiuni, bă, tot, picioare. Ei bine, aici, și de cel fac foarte mult și atleți de performanță, pentru că îți crește tot corpul. Și de ce crești? De ce îți crește tot corpul? Pentru că ți intră tot corpul în mișcarea asta. Întotdeauna, indiferent ce, eu, tu, oricine din lumea asta, o să ridice mai mult la genuflexiune cu bara în spate decât cu bara în față. Diferența mi se pare că e între 10 și 20%. Deci dacă ai, nu știu, o să faci cu bara în spate cu 100 de kg, cu bara în față o să faci undeva între 80 și 90. Cam asta e proporția uzuală. Da? Pentru că aici intră și spatele, mai tragi un pic de spate, de umeri, de coate, etc. Bun, și hai să vedem pe ce mă concentrez astăzi. O să vă zic imediat, să fac și eu câteva repetări așa de încălzire. Puteți să vă uitați exact la poziția mea și o să vă dați seama, vedem exact despre ce e vorba. Cum ziceam, n-am mai depășit de mult 100 de kg la back squat. Trebuie să fac 3 serii de câte 3 repetări. Sunt curios dacă merge să le fac fără centură. Dacă nu iau centură așa. Dar înainte, hai să discutăm. Foarte important, poate ați văzut și mai devreme. Pe ce mă concentrez astăzi neapărat? Bine, în primul rând, ăsta e stilul meu, ok? Cum ați văzut, deci vin aici. Aici, compact, da? Îmi place să trag aici de... Să simt mușchii activi și spatele active. Mai sunt diferite prize, cum fac de exemplu la powerlifting, unii cu priză lată și alte mișcare. Deci astăzi, în momentul în care, de exemplu, dacă suntem la front squat, da? Ținem bara în față și ne ducem în jos și ținem coatele sus, ok, ca să ne menținem poziția bună și să împingem de picioare, să nu tragem de spate, înseamnă că și la back squat o să țin la fel, coatele în sus, corect? Nu, evident, o să fie coatele în jos de data asta, ok? Ca să-mi rămână aici poziția, ok? Deci văd unii atleți care când se duc coboară în genuflexiune și când se ridică fac da? Și ajung aici și de aici trebuie să tragă de spate
în loc să împingă bazinul și... Ok? Deci eu, stilul meu, nu e așa. Eu nu vreau să ajung aici. Ok? Eu de aici vreau să bag coatele jos și să trag tare, să mă concentrez că împing aici. Asta e foarte important pentru mine, pentru ziua de astăzi. Nu înseamnă că e mai bun stilul meu decât al unora. Vin aici și fac până aici și de aici se ridică. Eu îl fac așa. Nici n-ar rost să mă mai chinui la încă două fără centură. Sunt cam obosit și am picioarele bubuite. Mă duc să o iau și iau de la zero. 3x3. Mi-am comandat și eu o centură. Sper că îmi vine să-mi lua viitoare. Ceva asemănător. E prea mult, nu simt bine. O să scot asta de 2.5 și până la de 1.25. Dacă e nevoie, o scot și pe aia la a treia, așa e. Exercițiul ăsta îți dă forță, forță brută. E ca, nu știu, în engleză e strength și power. Să ai strength, știi? Nu putere explozivă. E ca la mașină sau la motocicletă, la cai putere versus cuplu. Nu-l simt deloc nici pe asta. Tu ce ai fi făcut? Ai fi continuat cu greutățile dinainte? Erau calculate din procentaj, din record. Dar uite că nu merg azi. Scrie-mi în comentarii. A trebuit în final să fac niște exerciții de bodybuilding, totul cu greutate medie. Superset de piept la înclinat, 10 repetări, extensii pentru triceps, 15 repetări și biceps cu bara, priză inversă, să intre mai mult antebrațul și gripul, 15 repetări, 3 runde în total. Deci, adoptând o tehnică corectă în aceste mișcări esențiale, îți poți îmbunătăți mult eficiența antrenamentelor și poți ajunge la noi nivele de performanță. În loc să te bazezi pe exerciții învechite, adopte exerciții și tehnici noi, ai văzut că merg, și ai putea obține rezultate rapid. Am simțit chiar pe pielea mea ce mi-au bubuit picioarele. Simți că nu ai suficientă forță și vrei să te duci la următorul nivel? Nu rata antrenamentul ăsta pentru dezvoltarea puterii și creșterea rezistenței. Progresul vine din muncă constantă, așa că te încurajez să rămâi activ și să-ți urmărești obiectivele.